Sărbătoare mare pentru creștinii ortodoxi care mâine prăznuiesc Boboteaza. Mai mari arhiepiscopiei Râmnicului s-au pregătit cum se cuvine să-i întâmpine pe credincioșii care vor veni să ia aghiazma mare, cum îi se spune în popor, apei pe care preoții o sfințesc în ziua de Boboteaza. Conform tradiției, apa devine aghiazmă abia după ce arhiepiscopul o sfințește. În acest sens, 12 vase de dimensiuni foarte mari au fost deja pregătite în curtea arhiepiscopiei pentru apa sfințită, ce va fi împărțită mâine dimineață celor care vor veni la Sfânta Liturghie. Sărbătoarea Botezului Domnului este o sărbătoare dintre cele mai vechi, este amintită în Constituțiile Apostolice, deci încă din secolele 2-3 datează această sărbătoare, însă era prăznuită împreună cu nașterea Domnului la această dată, la 6 ianuarie, și de aceea era numită Epifania sau Arătarea Domnului, Teofania. Numele acesta este mult mai potrivit pentru sărbătoarea Botezului Domnului decât pentru nașterea Domnului, căci iată, dacă la nașterea Domnului ni se arată doar Fiul lui Dumnezeu înomenit, Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Sfintei Treimi, care ia trup omenesc, acum la acest praznic, la această sărbătoare a bisericii noastre, prăznuim arătarea întregii Sfintei Treimi, căci în timp ce Mântuitorul Iisus Hristos primea în râul Iordan botezul de la Ioan, glasul Tatălui din ceruri se aude: acesta este Fiul meu cel iubit, iar Duhul Sfânt se pogoară peste Mântuitorul Iisus Hristos. Deci iată o arătare deplină a lui Dumnezeu ca treime de persoane. Boboteaza marchează sfârșitul sărbătorilor dedicate Crăciunului și Anului Nou. În credința ortodoxă, ea amintește de botezul Mântuitorului în apa Iordanului, care este și o sărbătoare dedicată purificării naturii și mai ales a apelor de forțele răului. Boboteaza ar trebui să facem ceea ce trebuie să facem la fiecare sărbătoare, în primul rând să participăm la slujbele rânduite de biserică în această perioadă, și mai mult decât să participăm la aceste slujbe, trebuie să ne și pregătim pentru a lua sfânta aghiazmă, pentru a lua apa sfințită așa cum se cuvine. Deci în această zi de ajun să încercăm să postim, chiar dacă nu putem cu post negru sau post aspru, dar să postim pentru a lua aghiazmă așa cum se cuvine, să stropim casele noastre cu această apă sfințită și noi, așa cum spuneam, să o consumăm timp de 8 zile. Apa sfințită este lecuiește și sufletul și bolile și e o... O să veni și mâine să luați. Da, sigur, bineînțeles. În fiecare an. Tot timpul am venit. Și cum o folosiți? Păi o folosesc 8 zile după ce am luat-o și după aceea nu mai las sărbătorile mari. Așa știu eu, cel puțin așa am învățat de când sunt. Și este folosită după aceea când sunt evenimente și neplăcute în casă pentru stropit, sfințit mâncare și toate, la mormântări, la toate ce, la slujbe ce să fac în casă, la împărtășanii acasă, când vine preotul acasă la bătrân și îl împărtășește, după ce îi dă împărtășania, îi dă aiasmă, deci e folosită la... e specială totuși. Și sunteți de multe ori că sunt pensionar și mă aprind câte o lumânare la mor, la vii, că stau în nori și eu iau așa. Am ales traseul ăsta numai cu biserici, mă rog, Tatăl nostru. Acum de Boboteaza? Da, da, da. Și cum o folosiți? 7 zile. 7 zile. Până mâncate din ață, luăm câte o lumânare. Și știți? Adică pentru ce o folosiți dumneavoastră, care ar fi... Eu, în general, mă rog pentru sănătate, că nu eram eu chiar așa de... cu credința asta, așa aveam un suflet de când, mă știu, nu am făcut prostii să fur, dar am făcut 2 operații și atunci de când am luat-o pe calea asta, așa de am zis... Despre apa sfințită luată de la biserică în ziua de Boboteaza se spune că are puteri miraculoase. Credincioșii ortodoxi obișnuiesc să păstreze aghiazma lângă icoane până anul următor, când apele se vor sfinți din nou. Oamenii beau din apa sfințită pe tot parcursul anului, în zilele de mare sărbătoare sau atunci când suferă de vreo boală, având credința că aghiazma are puteri tămăduitoare.
Anchetă în cazul intervenției de salvare a turiștilor blocați pe vârful lui Roman din data de 3 ianuarie cerută de prefectul de Vâlcea Florian Marin. Ca urmare a discuțiilor apărute în ultimele zile cum că turiștii puteau ajunge ușor la propriile mașini fără intervenția jandarmilor sau salvamontiștilor, reprezentantul guvernului în Vâlcea a solicitat instituțiilor abilitate să clarifice situația apelului de la 112. Mai multe persoane, printre care și primarul din Horezu, susțin că administratorul cabanei unde au petrecut turiștii revelionul nu ar fi trebuit să sune la numărul pentru situații de urgență. Edilul spune că turiștii nu erau în pericol și, în plus, au refuzat să părăsească pensiunea cu o zi înainte, deși au fost avertizați că vremea se va înrăutăți. Este administratorul societății. În primul rând, știa clar, s-a avertizat cu ce urmează. În al doilea rând, ei au greșit. Coborâm mașinile din parcare, aproape 200 metri, până la cabană să încarce bagajele. Cabana se află într-o zonă mai joasă decât drumul și era normal să nu mai poată urca înapoi la platforma drumului. Dacă plecau din parcare direct și duceau bagajele acolo, nu era niciun fel de problemă, puteau pleca cu mașinile fără să mai apeleze pe nimeni. În plus, administratorul, văzând care probleme, putea să sune la primărie. Nu avea nicio treabă ISU, nu avea nicio treabă jandarmeria sau poliția cu situația respectivă. Nimeni nu se afla în pericol, toți erau la cabană, aveau mâncare, aveau apă, aveau curent electric, adică aveau toate condițiile necesare. Când interveneam ca să îi scoatem de acolo, deci aveau toate condițiile necesare. Primarul a precizat că pentru deblocarea drumului spre cabană au intervenit cu un TAF și un buldo puse la dispoziție de Obârșa Horezu, dar și cu un buldozer împrumutat de la o societate comercială din zonă. Pentru că TAF-ul respectiv și buldo care a fost în sus n-a putut să facă față dezăpezirii, fiind cald și zăpada de pe drum practic topinuse. În final s-a reușit. Cei de la cabană au plecat cu mașinile lor, pentru că au refuzat să plece altfel decât cu mașinile personale. Zona de munte este dificilă și dacă, mai ales pe timpul iernii, dacă nu ții cont de avertizările care ți se transmit și dacă nu ții cont, practic, de evoluția timpului, meteo, risci să ai probleme. Zona încă nu este deschisă, am văzut comentarii, zona nu este deschisă încă turismului, urmează ca din toamna acestui an zona să fie deschisă după ce se montează primul teleschi. Și atunci vor fi, practic, toate condițiile necesare să urce, să stea, să petreacă câte zile vor și să poată pleca în liniște. Mai mult, din cei 14-15 km care sunt, practic, din orașul Horezu până la cabana lor, primăria nu are decât primii 10 km. Următorii 5 care sunt pe versant sus, nu ne aparține. Deci, practic, și intervenția noastră acolo nu este legală. Nu este legală pentru că noi consumăm carburanți și folosim utilajele pe o zonă care nu ne aparține, pe o zonă privată. Cât de legală și mai ales cum s-a făcut dezăpezirea drumului respectiv, urmează însă să fie stabilit de ancheta pe care a deschis-o prefectul de Vâlcea, care a chemat săptămâna viitoare la o întâlnire pe această temă conducerile Inspectoratului Județean de Jandarmi, Inspectoratului Județean de Poliție și Inspectoratului pentru Situații de Urgență. La această întâlnire va participa și Consiliul Județean Vâlcea, care coordonează activitatea serviciului Salvamunt. Locuri de muncă vacante în Spania pentru șomerii vâlceni prin serviciul de ocupare EURES. România, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, oferă 150 de locuri de muncă în domeniul agricol la recoltare și ambalare fructe în Spania. Muncitorii vor lucra în câmp la cules fructe și curățat pomi sau în fabrică la aranjarea fructelor în lăzi și caserole. Salariul oferit de angajatorii spanioli este de 6,25 de euro brut pe oră pentru lucrul în câmp și de 5,96 de euro brut pe oră pentru cei care vor lucra în fabrică. Durata contractului de muncă este aprilie-septembrie 2018, cu posibilitate de prelungire până în luna noiembrie. Contractul de muncă se semnează în Spania după înscrierea în sistemul de securitate socială. Pe site-ul EURES România sunt și 150 de locuri de muncă vacante pentru Spania, domeniul agricol, pentru munca câmpului și ambalat fructe dulci. 100 de locuri de muncă vacante sunt oferite pentru femei, cu preponderență, așa cum am spus, pentru culegerea fructelor dulci și ambalatul acestora în fabrică.
iar circa 50 de locuri de muncă vacante sunt pentru bărbați, pentru munca câmpului, mai mult la tăia de pom. De asemenea, și dintre aceștia solicită 2 șoferi de autobuz, 2 șoferi de camion și 2 tractoriști. Aceste persoane vor fi folosite la transportul persoanelor de la locul cazării la locul unde se va culege recolta, ce șoferii de camion pentru transportul fructelor din depozite către punctele de desfacere și tractoriștii diferite operațiuni pe care le vor face în câmp. Transportul este în grija lucrătorului, iar din salariu se va reține cam circa 10% pentru primul an, cei care vor pleca primul an, pentru diverse cheltuieli, adică utilități, transportul pe care îl vor face săptămânal firma în oraș pentru diferite cumpărături. De asemenea, se pot depune dosare, tot aceleași acte, copie tipizată, cerere tipizată, copie buletin, adeverință medicală, act de muncă și un CV. Persoanele care nu pot să își întocmească un CV, putem întocmi și la sediul agenției, la compartimentul EURES. Din punctul meu de vedere, este o ofertă bună și sper să fie mai mulți doritori, pentru că munca la culesul fructelor dulci, cireșe, mere, pere, considerând că este un pic mai ușoară decât alte mulți din agricultură. Persoanele care doresc să aplice pentru unul dintre aceste locuri de muncă trebuie să se adreseze consilierului EURES Liviu Cochirlea din cadrul AJOFM Vâlcea pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 31 martie 2018. Elevii care învață la școlile profesionale, inclusiv cei care frecventează învățământul dual, vor primi în continuare burse profesionale, anunță reprezentanții guvernului. Executivul României a adoptat luna trecută o hotărâre ce prelungește Programul Național de Protecție Socială, Bursa Profesională. Prin acest program, toți elevii care frecventează învățământul profesional primesc lunar un sprijin financiar de 200 de lei pe perioada cursurilor școlare, a pregătirii practice și pe timpul pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale. Fondurile pentru finanțarea bursei profesionale vor fi asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației Naționale și se repartizează inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București, începând cu anul școlar 2018-2019. Început de an în forță pentru pompierii vâlceni. Numai în primele 3 zile ale anului 2018, echipajele de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență au fost solicitate să intervină în peste 70 de situații de urgență. Dintre acestea, 5 au fost intervenții pentru stingerea unor incendii izbucnite ca urmare a utilizării mijloacelor de încălzire necorespunzătoare. Din nefericire, o bătrână și-a pierdut viața într-unul dintre aceste incendii chiar în prima zi a anului, iar pagubele materiale sunt însemnate. În urma unui incendiu din data de 1, în Glăvile, o persoană de 87 de ani, o femeie care a fost găsită decedată, incendiu a fost la ora 13 și 18 minute în timpul zilei. Până la lichidarea incendiului nu au ars decât o parte din bunurile din dormitor. Și din nefericire a fost găsită proprietara în vârstă de 87 de ani decedată, cauza probabilă stabilită la acest incendiu fiind utilizarea focului fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor. Și statistic, la începutul acestui an, numărul incendiilor datorate nerespectării regulilor impuse de ISU este mai mare decât perioada similară a anului trecut. De aceea, pompierii insistă ca cetățenii care folosesc alte mijloace de încălzire decât cele centralizate să ia măsurile necesare pentru a preveni astfel de situații. În primul rând, trebuie curățat coșul de funingine, fiindcă această funingine, depozitându-se în timp, ea se poate aprinde, aprinzându-se la un nivel mai ridicat pe canalul coșului de evacuare, poate să producă niște scântei care se deplasează la o distanță mai mare față de ieșirea de evacuarea coșului și poate să aprindă materiale combustibile din apropiere. Eu știu, învelitoarea care poate să fie din carton bituminos, eu știu, un fânar care se poate să fie în apropiere sau acoperișul construcției. De asemenea, acest coș de evacuare a fumului trebuie izolat față de materialele combustibile. Nu trebuie, dacă acest coș de fum trece prin planșeu și străbadea stereală acoperișului, nu trebuie să aibă temperatura exterioară pe marginea sa mai mare de 70 de grade, trebuie izolat termic
cu material anti-inflamabil, că se poate izola termic și polistiren. Polistirenul se arde. Am avut și cazuri în care izolarea coșului s-a făcut cu așa ceva și la puțin timp după ce a făcut acea izolație a fost nevoie să intervenim noi pentru stingerea incendiului. Sunt situații, în primul rând, partea de evacuare, dar trebuie ținut cont și de partea de alimentare a sobei, a centralei, mai ales cele pe combustibil solid sau lichid. În fața celor cu combustibil solid trebuie amplasată acea tăviță sau trebuie un spațiu protejat care să nu aibă material combustibil, cel puțin pe să depășească gura de alimentare a acelui mijloc de încălzire, la sobe în general 50 pe 75 de centimetri, la centrale care au gură de alimentare mai mare trebuie o tăviță sau o suprafață mai mare pe pardosea ca să nu se aprindă. De asemenea, pompierii recomandă să se acorde atenție sporită și instalațiilor electrice. Verificarea și repararea acestora trebuie făcută doar cu personal autorizat. Totodată este recomandat ca toate componentele ce prezintă defecțiuni, cum ar fi contacte slăbite, comutatoare, prize, tablouri uzate, să fie înlocuite imediat, iar remedierea acestora să se facă fără improvizații. Râmnicenii au intrat în noul an cu restanțe foarte mari către Târgovora. Astfel, la data de 5 ianuarie 2018, datoriile pe care râmnicenii, persoane fizice și juridice, le au către Târgovora se ridică la peste 20 de milioane de lei pentru apa caldă de consum și agentul termic pentru încălzire furnizate în sistem centralizat. Ca de fiecare dată, pe primul loc în topul datornicilor se află asociațiile de proprietari sau locatari și casele particulare din Râmnicu Vâlcea cu restanțe de peste 16 milioane de lei. De asemenea, Târgovora mai are de încasat peste 1 milion de lei de la agenții economici și aproximativ 2,4 milioane de lei de la unitățile bugetare. Ca de fiecare dată, directorul termoficare urbană Târgovora Ion Cocleț face apel către răuplatnicii din municipiu să achite cât mai mult din valoarea restanțelor, altfel riscă să le fie sistată apa caldă de consum, așa cum s-a procedat cu o asociație de proprietari și 5 agenți economici sau chiar să fie acționați în judecată pe rolul instanțelor, fiind deja 10 de dosare. Peste 8 milioane de lei la atât se ridică datoriile râmnicenilor către APAVIL pentru serviciile de apă și canalizare furnizate până la data de 5 ianuarie 2018. APAVIL avea de recuperat aproximativ 8,5 milioane de lei de la răuplatnicii din municipiul Râmnicu Vâlcea, fie ei persoane fizice sau juridice. În continuare, cele mai mari restanțe de peste 6 milioane de lei le înregistrează agenții economici. De asemenea, APAVIL mai are de recuperat 1.500.000 de lei de la asociațiile de proprietari, peste 140.000 de lei de la instituțiile publice și 680.000 de lei de la casele particulare din Râmnicu Vâlcea. Ca de fiecare dată, APAVIL sau Vâlcea face apel către răuplatnici să își achite în termen facturile pentru a nu risca aplicarea de penalități de întârziere, debranșarea de la rețeaua de apă și chiar acționarea în instanță în vederea recuperării sumelor datorate.